Lecția 21. La lecțiune 21. Gramatica, gramatică. Conjuncția la conjunțiune. Conjuncțiile sunt părți de vorbire neflexibile, care servesc drept instrumente gramaticale, stabilind raportul între părți de vorbire de același fel. După formă, conjuncțiile sunt simple, che, că, se, dacă, sau compuse, finche, până când. De asemenea, au funcție de conjuncție locuțiunile conjuncționale apatoche cu condiția ca. După funcție, conjuncțiile sunt coordonatoare și subordonatoare. Conjuncțiile coordonatoare sunt copulative, e sau ed, înaintea unui cuvânt care începe cu vocală, și ne, nici, ne, nici, non solo, nu numai, ma anche. Dar și. Disjunctive: O opure, o sia, o vero, care înseamnă sau, sau pur și simplu o simplu, care înseamnă sau, sia, fie. Adversative: ma, dar, pero, însă, ben si, ci, după o negație, tutavia, totuși, cu toate acestea, se non che, dar, totuși, non dimeno totuși, anții, din potrivă, pure, totuși, epure și totuși, piutosto, mai degrabă, explicative sau concluzive, ce adică, dunque, quindi, deci, perciò, deci, de aceea. Conjuncțiile subordonatoare sunt temporale, alor che, alor quando, atunci, când, subito che, de îndată ce, apena che, îndată ce, dopo che, după ce, mentre, în timp ce, da che, dal tempo che, de când, fino a che, sino a che, finche, până când, avanti, che, prima che, înainte ca, onivolta che, ori de câte ori. Cauzale, perché, pentru că, si întrucât, già che, poi che, da che, roche, che, pentru că, essendo che, visto che, stante che, dat fiind că, modale, sicome, așa cum, come se, ca și cum, quasi che, aproape ca și cum, secondo che, după cum, senza che, fără ca, come quando, ca și când, di modo che, astfel încât, Nel senso che, în sensul că. Finale, perche, afin che, casă pentru casă. Concesive, benche, se bene, se pure, quantunque, alor che. Deși, malgrado che, nonostante che, deși, în ciuda faptului că, anche se, chiar dacă. Consecutive, che, încât, că, così che, talmente che, așa încât, di modo che, astfel încât, tanto che, atât, încât. Condiționale. Se, dacă, a condițione che, a pato che, cu condiția că, qualora, dacă, în caz că, nel caso che, în caz că. Iar acum să vorbim despre prepozițiile în limba italiană. Am vorbit la începutul cursului despre prepozițiile simple în limba italiană, cum se pot uni cu articolul hotărât, devenind astfel prepoziții articulate. Vom învăța acum, în ultima lecție a cursului de limba italiană, despre alte prepoziții și despre prepozițiile adverbiale. Alte prepoziții. Prepoziția tra sau fra. Fra și tra sunt sinonime. Se preferă o formă sau alta numai din motive de eufonie. Nu se va spune fra fratelii sau tra tradutorii, ci tra frateli între frați și fra tradutorii între traducători. Tra me e te ci core una diferență. Între mine și tine este o diferență. Adir la fra noi. Între noi fie spus il più alto fra tutti, cel mai înalt dintre toți. Pasegeavo tra li alberi del bosco. Mă plimbam printre copacii din pădure. Essere tra la vita e la morte. A fi între viață și moarte. Vivere tra quattro muri. A trăi între patru pereți. Atât tra cât și fra, atunci când introduc un pronume personal, pot fi urmate de prepoziția di. tradi noi, între noi. Tra loro, între ei. Fra cinque ani, peste cinci ani. Fra qualche anno, peste câțiva ani. Fra poco, peste puțin timp. Rețineți expresia pensare trase, a se gândi în sinea sa. Prepoziția senza, fără, senza joia, fără bucurie, se construiește cu di, înaintea prenumelor personale. Eli parti senza di noi. El a plecat fără noi. Prepoziția verso. Verso care înseamnă spre sau către. Verso la sera, spre seară. Andare verso. A merge spre. Andare verso la casa. A merge spre casă. Verso, față de. Esere corteze verso i vechi a fi politicos față de bătrâni. Când introduce un pronume personal, poate fi urmată de prepoziția di. Ando verso di lei, merse spre ea. Prepoziția lungo, care înseamnă de-a lungul, lungo la riva, de-a lungul malului. Prepozițiile salvo, meno, trane, eceto, forche sunt sinonime și înseamnă în afară de, cu excepția. Erano tutti salvo uno. Erau toți în afară de unul. Farei di tutto, forche accettare questo. Aș face orice în afară de a accepta asta. Ricordo tutti trane li ultimi tre. Mi amintesc pe toți în afară de ultimii trei. Prepoziția durante, care înseamnă în timpul, durante la guerra, în timpul războiului. Prepozițiile «mediante» și «merce» cu ajutorul prin mijlocirea datorită. Mediante la pogio di un amico a trovato il libro. Datorită sprijinului unui prieten a găsit cartea. Merce la vostra bonta, datorită bunătății voastre. Prepoziția «grație», «datorită» sau «grație», se construiește cu substantive sau pronume în dativ. E rimasto grație a me. A rămas datorită mie. Prepozițiile nonostante și malgrado. În ciuda. Parti nonostante il fredo. Am plecat în ciuda frigului. Non vole ascoltare, Malgradoi i nostri consilii. N-a vrut să asculte în ciuda sfaturilor noastre. Prepoziția fino sau sino, care înseamnă până, sau fino alora, până atunci. Adeseori se folosește cu prepoziția a, fino a quando, până când, fino a la fine, până la sfârșit, fino a domani, până mâine. Prepoziția secondo, care înseamnă după, în conformitate cu. Secondo me non è tardi, după părerea mea, sau, după mine, nu este târziu. Secondo la sua opinione, după părerea dumneavoastră. Iar acum să vorbim despre prepozițiile adverbiale. Prepozițiile adverbiale pot avea fie funcție de prepoziție, fie de adverb. Indicăm principalele prepoziții adverbiale. Sopra, care înseamnă pe, asupra, deasupra, în. Montare sopra un albero, a sesui într-un copac. Riportare una vitoria asupra ali aversarii. A reporta o victorie asupra adversarilor. Esere sopra pensierii. A fi pe gânduri. Soto, care înseamnă sub, pe sub. Soto un albero, sub un copac. Soto la dominațione spaniola, sub dominație spaniolă. Soto un altro aspetto, sub un alt aspect. Vendere sotomano, a vinde pe sub mână. Soto de tatura. Sub dictare Ridere soto i bafi, a râde pe sub Soto Sotopena di morte, sub pedeapsa cu moartea. În expresii soto le feste, înainte de sărbători, sau campela sărbători. Soto liezami, înaintea examenelor. Soto pretesto sau soto calore, cu pretextul. Soto firențe, în apropierea Florenței. Soto condiționi, condiționat. Adverb, e rimasto soto, a rămas jos. Dentro și entro, în, înăuntru. Dentro la scatola, în cutie. Dentro plus a plus substantiv formează dentro a la casa, înăuntru, în casă. Dentro di se, în sinea sa. În forma entro are sens temporal. Torno, entro la settimana, mă întorc într-o săptămână. Dentro este și adverb. Aspeta mi dentro, așteaptă-mă înăuntru. Avanti, înaintea. Nelano, 75, Avanti Cristo, în anul 75, înainte de Hristos. Frecvent cere prepoziția a. Mai rar, di. Avanti al profesore, înaintea profesorului. Lorologio va avanti, ceasul merge înainte. Davanti plus a, înaintea. Davanti al judice, în fața judecătorului. Stava davanti, stătea în față. Dietro, după, în spate, cu sens local. Dietro, questo edificio, în spatele acestei clădiri. Cere frecvent prepoziția A când este urmat de un substantiv. Dietro a la casa, în spatele casei. Urmat de pronume personal, cere prepoziția di. Dietro di voi după voi, în spatele vostru. Adverb si fermo, dietro, se opri, în spate. Dopo, după, cu sens local și temporal. L'adjectivo sta după il nome. Adjectivul stă după substantiv. Ci incontriamo dopo lo spettacolo. Ne întâlnim după spectacol. Urmat de pronume personal, cere prepoziția di. Arrivo dopo di me a sosit după mine. Albar Era pasat un pezzo da quando avevo fatto colazione. La sera avanti avevo ordinato per la prima colazione un cafe-late complet, e la matina mi avevano portato caffè e latte, un po' di marmellata, un po' di burro e dei panini. Trecuse o bucată de vreme de când am luat micul dejun. Cu o seară înainte, comandasem pentru micul dejun, o cafea cu lapte completă și dimineața mi-au adus cafea și lapte, puțină marmelată, unt și niște chifle. Noi rumenii, almeno una parte, suntem obituati di fare una colazione abundante. Prendiamo o il cafe late, o la ciocolată, o il te, con burro, miele o marmelata, prosciutto, uova, o alte gamino o una fritată. Noi rumenii, cel puțin o parte, suntem obișnuiți Se servim un mic dejun bogat. Servimo caffè con lapte, sau cioccolata sau chai, con unt, miere sau marmellata, șuncă, ou sau o prăjite în tigaie. Ce chi mangia del formaggio con dei pomodori e peperoni, o dei wurstel con con mostarda. In Italia invece, come già sapevo, la prima colazione è un pasto leggero. Molti, prima di uscire di casa, bevono soltanto una tassa di caffè. Sunt care mănâncă brânză cu roșii și ardei sau cremvuști, copți cu muștar. În Italia însă, așa cum știm deja, micul dejun este o masă lejeră. Mulți, înainte să iasă din gasă, beau doar o ceașcă de cafea. La machinata per il cafe, la napoletana o la moca, non manca in nessuna casa, e molti italiani se la portano anche nella valigia. Mașina pentru cafea, napoletană sau moca, nu lipsește nicio casă, e molti italiani lo portano in valigia. In attesa della macchina, avevo tempo di prendere qualcosa al bar vicino all'albergo. Andando verso la banca, avevo visto nella vetrina dei panini imbottiti, dei dolci, e si sentiva un profumo di caffè. Dunque, entrai nel bar. La barista sorridente mi rivolge il solito. In așteptarea mașinii, macchina, avevo tempo di servire qualcosa al bar di lângă hotel. Mergând spre bancă, văzusem în vitrină sandvișuri prăjituri și se simțea un miros de cafea. Intra în in bar. Barmanița, surăzătoare, îmi adresă următoarele. La signorina Desidera, ce dorește domnișoara? O voglio di mangiare qualcosa. Mi aiuti un po' lei. Am poftă să mănânc ceva. Mă ajutați puțin dumneavoastră. Desidera dei panini imbotiti al prosciutto crudo o al prosciutto cotto? Doriți sandvișuri cu șuncă crudă sau fiartă? Le consilierei Questia la mortadella După un bun cappuccino O un cafe molto ristretto E de la paste come Ad exemplu Queste meravigliose dolci a la crema Vi le-aș recomanda pe aceste cu parizer După un cappuccino bun Sau o cafea foarte scurtă Și prăjituri cum ar fi De exemplu Aceste extraordinare prăjituri cu crema E un po troppo, nu le pare? Eu devo anche cenare Quello che mi offre lei basta per un giorno intero. Mi dia due panini con prosciutto cotto, un toast e un cappuccino. Este puțin ca mult, nu vi se pare? Eu trebuie și să cinez. Ceea ce mi oferiți dumneavoastră îmi ajunge pentru o zi întreagă. Dați-mi două chifle cu șuncă crudă, o pâine prăjită și un cappuccino. Benissimo, signorina. Che cosa beve dopo? Foarte bine, domnișoară. Ce beți după? Lei, che cosa mi consiglia? Non sono molto pratica di queste cose. Per me, io berei un bel bicchiere d'acqua fresca. Dumneavoastră ce mi sfatuiete? Non sono molto pratica con queste cose. Per mine, io aș bea un pahar mare di acqua proaspata. Non si ha mai detto, cara signorina, le possiamo preparare una bella spremuta di limone o di arance, o se no, abbiamo delle aranciate e delle gazoase. Nu se poate, dragă domnișoară. Vă putem pregăti un suc natural de rămâie sau portocale dacă nu avem sucuri de portocale sau gazoase. Va bene, direa alora una spremuta de arance. Quanto fa in tutto? Bine, aș spune atunci un suc de portocale. Cât face totul? 30 euro. 30 de euro. Grazie mille. Arrivederla. Arrivederla, signorina.